La un nou episod în care mă joc Bottle Flip 3D. Așa se cheamă jocul, nu mă întrebați de ce. Și asta e jocul, da. Și o să încerc să fac nivelul 40 împreună cu voi. E puțin greu jocul pentru că trebuie să te concentrezi și m-am și enervat puțin în el, deci iar o reclamă. În fine, am revenit. Mereu dacă mor, o să-mi dea o reclamă. Ceea ce că e enervant. Nu știu dacă me... Aoleu! Deci, uitați-vă cum e sticlă pe limita. În fine, a trecut și reclama. Jocul necesită multă din asta, cum îi spune, concentrare. O dai cu o mână. Mamă, ce era să pic. Și poate o să fac și o reacție. Uite, vedeți, nu mereu. Stați. În fine, am revenit. Vreau să vă spun că poate o să fac și o reacție. Nu știu sigur când, ori mâine, ori azi. Eu cred că mâine. Și da, jocul ăsta, ce să faci, doar te uiți la el. Așa că să scrieți în comentarii ce, la ce să reacționez sau, dacă vreți, să încerc să fac o mică, un mic story time desenat, bineînțeles. Sau, din ala, nu, story time. Sau story time animat. Mă enervează reclamele astea pentru că dacă mor nu e așa fain. Aveți acolo în comentarii story time. O să scriu un comentarii story time animat sau ăsta e încă, când dă pauza. Story time animat sau story time desenat. Cel desenat vă promit că, bine, nu vă promit, doamne, o să fie mai greu, dar dacă voi vreți, vreau să strângem la acest episod 20 de like-uri, că am văzut că se poate. Pentru că în cel animat e mult mai greu și am nevoie de multe foi. Dacă voi vreți story time animat, nu-i problemă, doar că la acest episod, dacă strâng 20 de like-uri, vom face și story time mult desenat. Sau cel animat, la care nu necesită vreun like, pentru că nu e așa greu de făcut, din câte am înțeles. Și da. Și la story time-ul și vreau să văd dacă vreți, depinde și ce story time, pentru că și-o m-am gândit să pun un story time. Că am zis, na, mulți youtuberi folosesc story time-urile și poate prindem și la un story time mai multe vizionări. Sau ca ăla cu șarpele. La care mirare mare și vă mulțumesc. Din suflet că am prins atâtea vizionări. Pentru că nu mă credeam în stare la 12 abonați, atâtea vizionări. Pentru mine e un record. Like-uri 22 la acel episod. Dar vă mulțumesc pentru vizionări. Stai, că e pauză. Și da. Vreau să văd dacă pot să ajung la nivelul 40, că mă chinui deja de vreo 4 minute. Este un nivel dificil. Și vă rog, nu dați cu hate, chiar dacă nu vă place jocul. Aoleu, cum am scăpat, ați văzut? Dacă nu vă place jocul, nu dați cu hate. Vă activa melodia.
În fine, am revenit. Trebuia să ies din joc pentru că trebuia să merg până la magazin și am pus pe pauză. Sper să câștigăm nivelul, că e destul de greu. Și nu dați cu hate, pentru că știu, nu joc atât de bine, că nu mă joc des. Mă joc, uneori mai fac mai multe nivele când apuc. În fine, am revenit, dar ca să nu vă plictisesc să atât de mult, o să pun pauză și o să revin când ajung cu nivelul 40. Ei, și am revenit cu nivelul 40. Am mai jucat vreo 2-3 meciuri. Nu mai ușit, dar ăsta a fost câștigător. Să vedem dacă mai putem să trecem un nivel. Locul e decent. Adică nu pot să zic că e cel mai fain joc acum. Că na. Jucăm. Dacă reușim să facem meciul ăsta, o să mai bag ceva în acest video. Uite, nu am reușit să termin, dar o să vă arăt ceva. Bine, am revenit. Jocul ăsta se numește Sper Cats și vreau să vă arăt că seamănă destul de mult cu cu Brawl Stars cel vechi. Sper Cats se numește jocul. Uitați. Și jocul ăsta e Colt. Ăsta e Dynamite. Agradezi. Chestia asta seamănă leit cu Dynamite. Ăsta după mine seamănă cu Touchdown Ball. Cred, nu l-am încercat. Bine, seamănă cu tot. Ăsta cam seamănă puțin cu Leon. Nu e Leon, dar se, după mine ar seamănă. Jinx. Să vă arăt cum se joacă Battle Royale. Jocul ăsta, dacă vreți să vă instalați și voi. Deci seamănă cu Brawl Stars cel vechi, jocul foarte asemănător. Nu lobby-ul, ci când intri în joc. Deci bușurile seamănă, mersul caracterului, am o vagă impresie că seamănă. Acum nu știu dacă vă știți mai bine, depinderea voastră. Uite. Vedeți, bușurile arată cam Brawl Stars-ul cel vechi. Chestia asta neagră. Uite. Uitați cum arată caracterul.
Mie mi se mișcă greu pentru că nu am bun, eu ce am zis și mă cam dau afară. Dacă v-a plăcut acest episod, nu ezitați să dați butonul de like și să nu uitați că am spus că o să fac un story time. Ne vedem la următorul story time. Pa, pa!